Această icoană, dacă te rog în mine, se cumpără de aici. Aici fiecare cu ce suferă. Femei, bărbat, ochi, mână, la ce ai reumatism. Mă rog, căsătorie, euharistie pentru mulțumire la Dumnezeu. Și să ne ajute Maica Domnului la cei care le-au pus aici, le-au cumpărat și le-au pus, pentru vindecare. Măicuță, ce... Asta este un pin cu o vechime de 200 de ani. 200 de ani are pinul, părinte. 200 de ani, un pin. Mergem acum spre cele trei colibe. Să ne închinăm și acolo. Uite și robinet, uite, este apă de băut. Ne luăm apă de băut de aici. Ce bine! Minunat! Unde sunt colibele? Aici. A, n-avem voie să intrăm. Nu, nu. Dai seama ce-ar face oamenii. Nu, păi nu am știut eu care-i treaba. Numai să filmez vreau. Deci aici sunt cele trei colibe făcute, pe care le-a dorit Sfântul Apostol Petru. Pentru Mântuitorul, pentru Ilie și pentru Moise. Moise în care parte? În asta, nu? La Maris, la Haiva, ideea e să fie cea Uite un paraclis aici. E o bogăție de care uite pe părul sus, dar avem că nu este copt. Vezi, tu bagă. Ce sunt astea? Piperul. Piper? Asta este vavele de piper, copacul care face piper. Ce interesant. Piper. Zice că ăsta e piper. Uite, plouă. A început să picure aici la tabor. Măslini, uite, au și măslini. O grădină de măslini, superb. Superb. A, să luăm, da. Ce să luați? Să ne luăm o rămâne. Ah.
Ah, caseta, se termină caseta. Haideți la mașină să nu... Piper, ai filmat piper? Da, uite, ăsta e copacul care face piper. Stai că eu nu m-am rugat încă. Iisuse, ăsta-i semn de la Iisus că ne... în 5 minute.